Mulțumesc pentru mesajele pe care mi le trimiteți prin intermediul paginii de Facebook Robert Urcescu. Primesc acolo mesajele voastre, unele mai dure, altele de felicitare, altele cu informații foarte interesante. Vreau să vă asigur că le citesc pe toate. Mă bucur că putem ține felul acesta la legătura. Îi salut pe invitații din partea a doua a emisiunii. George Râpă, consultant politic, CEO Rights Politics. Am zis bine? Da? Perfect. Da? E în regulă? Da? Ce e asta? Firma ta. Firma mea, da, okay, da. Bun, și mulțumesc producătorului, că i-am așa mi-a scris și ai uitat. Mi-a zis el, băi, uite, da. Robert, să zic că de... Silviu Sergiu, jurnalist Newsweek. Salut, Silviu. Da. Oameni buni, pentru început, pentru că eu am pus în editorialul din emisiunea de astăzi niște cifre care sunt realmente năucitoare, vreau totuși să mai arătăm câteva lucruri pe ecran. Avem aproape 1 miliard de euro, contractul pe care trebuie să-l onorăm pentru achiziționarea de vaccin. Da? Am plătit până acum niște sute de milioane, plătim alte 10, poate chiar sute de milioane ca să le distrugem pe dozele care au expirat. Dar toată povestea asta pleacă de la faptul că, și aici îi rog regia să punem pe ecran, declarația doamnei Ursula von der Leyen în momentul în care s-au semnat contractele de achiziție de vaccinuri la nivelul întregii Uniuni Europene. Că a zis doamna von der Leyen așa, zice, singurul cadru în care negociem, da, este în 27. Facem asta împreună, adică toate cele 27 de state, da? Și pe acest fundament de obligativitate juridică, niciun stat membru nu are permisiunea de a negocia în paralel sau de a avea un contract în paralel. Ce e asta? Adică noi suntem... Luați vaccinurile de la cine spunem noi că trebuie să le luați. Ok, asta am înțeles. Că da. Ne-au spus de unde trebuie să le luăm, nu e o problemă. Dar ideea este așa, și am pus-o din nou. Deci, nouă, mie, ție, lui George, da, celor care ne privesc acum, noi am avut niște contracte cu furnizorii de electricitate și de gaze. Bă, contracte, semnate, pe un preț. Da? La un moment dat, eu, tu, noi toți, ne-am trezit cu o hârtie în care furnizorul a zis, pentru că prețurile în piață au ajuns aici și pentru că dumneata Turcescu aveam noi un contract caz la ea, de forță da, caz de da. Forță, la revedere, ce caz de forță, nici l-au invocat, au zis să modifică. Și noi am zis, păi, aveam un contract, trebuia să mi-l dai la atât. Adică atunci când vine vorba de noi, da, contractele se pot modifica unilateral și nimeni nu zice absolut nimic, da? Iar când vine vorba de companiile multinaționale din zona Big Pharma, care fac vaccinuri și care le vând statelor printr-un contract, era un contract comercial la urma urmelor, sigur, prin intermediul Uniunii Europene, Comisiei Europene, bla, bla, nu se mai poate face nimic. Trebuie să l-am văzut parafila duminică seara într-o emisiune de televiziune, mai avea un pic și plângea. Adică era așa. Aș vrea să leg de... Că nu, da, te rog. Înainte să plec de acasă, am văzut o parte din discuția pe care a avut-o ora anterioară. Și una dintre teme era nivelul scăzut al actualei clase politice europene. Așa. Și așa e. Adică de la Thatcher, da, Helmut Kohl și așa mai departe, am ajuns la băieții ăștia de acum, da. Ne umflă râsul. E bine, în pandemie, eu am văzut o chestie care a lipsit în România. În 2000, mai țin minte, e o companie de stat care se numește ONAC, cred, care se ocupă cu achizițiile publice. Doar băieții ăia s-au ocupat cu achizițiile publice, inclusiv din pandemie. Ce m-a mirat pe mine, sau ce aș fi făcut eu, de exemplu? Aș fi sunat la companiile românești, la Dedeman, la EMAG, la nu știu ce companie românească mai e, care vinde produse pe online, să zicem. Ei, oamenii ăștia negociază cu producători din întreaga lume. Pentru că companiile astea nu au doar produse făcute în România, ba chiar majoritatea sunt făcute în străinătate. Și aș fi adus pe ei și aș fi zis, bă, băieți, voi faceți achiziții în fiecare lună de milioane sau poate chiar zeci de milioane de euro. Ajutați-ne puțin, pentru că, iată, noi, cu actuala clasă de birocrați, nu reușim să cumpărăm măști și așa, toate okay. lucrurile de care au nevoie, okay. drept dovadă, și ne amintim că nu au reușit. E bine, și o să leg cu un alt subiect. E un post în România, dar nu e unicat, că am văzut și la de Gigi, zic. Dar au fost și alte instituții media care au zis, doamne, Meloni este extremistă pentru că a atacat birocrația de la Bruxelles. Păi, inclusiv la Bruxelles avem, la fel ca și în România, o birocrație incompetentă. Pentru că eu nu i-am văzut nici pe oamenii aia de la Bruxelles sunând la marile companii europene și zicându-le, voi sunteți companii europene care faceți miliarde de euro anual pe piața asta europeană. Ajutați-ne să semnăm cele mai bune contracte și să luăm cele mai bune decizii pentru cetățeanul european. Pentru că la fel cum noi ne uităm în momentul de față și ne minunăm de ce proști avem în funcții publice, da.
Dar, o să mai spui o dată. Dar nu suntem foarte departe dacă ridicăm puțin privirea la nivel european. Vom vedea că și acolo, de cele mai multe ori... Adică nu mai răsare lumina de la Bruxelles, nu mai sunt niște lumini în politica europeană care să te gălăuzească. Bun, acum eu... Iartă-mă, vreau să punctez încă o dată și am să te rog și pe tine, că aici aștept un comentariu, spun sincer, da? Oameni buni, deci noi suntem în situația în care, în fiecare zi, câte un lider politic, Iohannis, de exemplu, chiar ciucă cu becurile. Iohannis cu așa. Falcă care a zis că i-a găsit maică-si două becuri în baie din care unul era închis pentru că mama lui a vrut să facă cu așa. Penibil. Nu știu, nu contează. Ideea este că toți ne spun centrala pe 19 grade. Hai să fie să facem economie, faceți duș în doi, puneți o păturică, stați cu tare, nu știu ce. Da. Și deodată vedem că noi dăm banii pe niște produse care, sigur, le-am folosit la un moment dat că a fost... Acum le aruncăm la coșul de gunoi sau la WC-ul și tragem apa. Nici măcar n-avem voie, că vaccinul trebuie distrus într-un anume fel. Alți bani, altă distracție. Și în același timp să cheltuie acest miliard de euro. Băi, fraților, suntem nebuni la cap? Adică un miliard de euro în momentul de față îl dăm așa, cam și când am avea de unde în momentul ăsta și suntem foarte bogați și zicem, nu mai contează, mă, vaccinul fără număr. Opriți acest contract. Comisia Europeană, cum a făcut acest contract cu producătorii din zona Big Pharma, să așeze cu ei la masă să spună, băieți, gata, trebuie să ne oprim aici. Da? Păi știți că daune, da, vă dăm niște daune, da? Dar nu putem să vă mai onorăm în următorii 2 ani de zile achiziția de vaccinuri, că nu mai sunt parale. Să zicem că putem înțelege situația de la începutul pandemiei. Da. Când era o situație medicală dificilă, nu știai vaccinurile astea cât de bune sunt, ce efecte au, cum se pot face, nu puteai lua de oriunde vaccinuri, trebuia să negociezi doar cu Pfizer și cu Moderna și cu nu știu ce. Da, am înțeles. AstraZeneca. Să zicem că a fost și o metodă de protejare a consumatorului european, pentru că Comisia Europeană s-a angajat să negocieze ea ca să nu cumva să rămânem fără vaccin. Da? Și atunci s-a dus cu toată influența ei de Comisie Europeană la producători de vaccinuri și a luat vaccinuri după care le-a distribuit în țările membre. Și asta putem înțelege. Dar, așa cum spuneai și tu, această afacere profitabilă pentru... nu poate să continue, pentru că e o afacere profitabilă. Și dacă observați, situațiile de criză sunt întotdeauna asemănătoare, iar metehnele și obiceiurile sunt de asemenea similare, da? În România, când venea o zăpadă, semnau repede contracte de dezăpezire cu cine vroiau ei sub motivul urgenței, da? Aici, în Europa, sub motivul urgenței, pandemie, mor oameni și așa mai departe, au semnat cu cine au vrut ei, într-adevăr. Nu mai putem continua așa, așa cum spuneai și tu, nu mai putem continua fără să punem întrebări. Da. Și fără să avem grijă de banii publici. Rafila zice, până acum cred că au fost distruse vreo 3 milioane de doze și probabil alte 3 milioane de doze vor expira până la sfârșitul acestui an. E o socoteală complicată pentru că trebuie să adun și dozele care sunt încă în stoc și pe care nu le-am folosit și e puțin probabil să le folosim. Da. E o situație delicată, zice, v-am spus, mai avea puțin și plângea. Personal am încercat să găsesc o soluție. Dincolo de apetit, există niște obligații contractuale. Anul acesta urmează să primim circa 11,2 milioane de doze de vaccin. Măi, oameni buni, 11,2 jumătate milioane. Jumătate România, da. Și vaccinăm ce jumătate de România? 3 sferturi, ce nu mai suntem? Dar nu mai suntem. 20 de milioane, Doamne iartă. Doar dacă trimitem în poștă și l-au iat în diaspora. Nu. Iar anul viitor, circa 19 milioane de doze de vaccin. Fraților. Nu. Aici e clar un gheșeft. Între 2022 și 2023, România va plăti 790 de milioane de euro. Facturile vor fi de 790 de milioane. Și aproape un miliard de euro. Plus, pe noi, deci 790 de milioane de euro, așa. Uite ce mai zice Rafila, zice, sunt pus în fața faptului împlinit și încerc să protejez banul public. Am avut discuții cu comisia și cu producătorii. Sper și suntem pe punctul de a obține o reducere cu circa 80% a contractului acest an, iar vaccinul care ar trebui să vină în România ar trebui să fie cu formula nouă. Cum adică sper și... Păi iau un contract, e beton, mă gândesc, contractul ăla. Bun, și... da. Păi dacă la companiile le-au fost oameni deștepți. Da, deci, pe companie... Cine l-a făcut să-l desfacă? În loc să o arate cu degețelul pe Giorgia Meloni să spună aveți grijă cum votați, să le spună italienilor, doamna asta, Ursula von der Leyen, putea să-și ia degețelul și să-și-l bage în contractul cu vaccinul. Bine să bați cu petul în asfalt, Robert, și să zici corporația face legislația. Nu, mergem acum repede la... Problema nu e de corporație, problema este de incompetența a clasei politice europene. Ce trebuie să facem noi? Că lumea mă întreabă, bă, tu zici de aia, ce trebuie să facem noi? Păi nu trebuie să facem ca polonezii, să ne alegem niște politicieni mai deștepți decât ai lor.
mai decât ai lor și din alte țări și mai deștept și decât aia de la Comisia Europeană sau de la Parlamentul European. Nu, dar adică... ar putea să nu fie foarte greu, că ăștia de la Comisia Europeană, trebuie să admitem, nu sunt prea... E foarte greu, exact. Da. Apropo, astăzi Polonia, că avem și o criză... Uite, Libertatea a scris, zice, România avea de primit și de plătit vaccinul anticovid în valoare de 790 de milioane de euro. Din decembrie 2020 până în 28 martie 2022, în România au ajuns, băi, țineți-vă bine... 32 de milioane de euro. Nici nu știu, să spare gândul, 32.824.659 de doze de vaccin. Deci din decembrie 2020 până în martie 2022, până martie anul ăsta, aproape 33 de milioane de doze de vaccin. 143 de milioane de euro era nota de plată până în martie, la care, potrivit contractului inițial, se vor adăuga alte 790 de milioane de euro din viitoarele facturi pentru perioada 2022-2023. 790 de milioane cu 143 de milioane dau 933 de milioane. Aproape 1 miliard de euro dacă punem și banii, niște 100 de milioane, folosiți pentru distrugerea acestor doze de vaccin, da, care expiră. Sper să nu lege contractul ăsta cu intrarea în Schengen, că poate le vine vreo idee. Ah, bună idee, da. Să zic că dacă... Adică dacă nu semna să luați și restul așa, poate nu intrați. Cred că tocmai ce le-ai dat o idee. Nu știu, dar deci cred că doamna von der Leyen la noi să ne mulțumesc. Păi da, doamna von der Leyen are grijă de banul public, de banul europenilor sau de corporația de care ziceai mai devreme? Eu încearcă și ea o soluție de mijloc, știi cum e, că tot asta e nevoie și de corporație. N-aș vrea să văd pe doamna von der Leyen plecând când își termină mandatul, precum cancelarii germani care pleacă la Gazprom. Acum merge la Pfizer, da? Sau AstraZeneca, sau nu, zile pătate. Dar nu să ne mire toată povestea. Știți de ce am vrut să deschid cu acest subiect? Pentru că astăzi am văzut, sigur, numai la noi se pot face astfel de anii. DNA-ul l-a împlinit 20 de ani de la înființare. Era să zic ca americanul, și ce dacă, dar el o spunea. Și dacă a împlinit DNA-ul 20 de ani de la înființare, exact. Ce moment festiv! Să duce Iohannis să vorbească la împlinirea 20 de ani de înființare DNA-ul. Eu cred că oamenii au și uitat că mai este DNA în țara asta. Deci tu zici că DNA-ul când s-a înființat era de fapt un PNA, de fapt era o chestie care nici nu exista ani de zile, n-a scos, n-a zis nici miau, singurul cars pe care vreo 3 ani de zile l-au anchetat. Ioana Marie, ce a fost o chestie din aia așa de 2 lei, de lumea râdea de ei că nu se știe. Povălache a fost primul dosar. Povălache a fost primul dosar serios, da. Primul dosar era cu unul dosar de într-adevăr, da. Controlor de tren, ceva care la nivelul ăsta. Și acum la fel e, Robert, că am citit-o știre zilele trecute, era tot cu deci, poștași, cu nu știu. Ne-am întors la frâmurile. Dacă tu te-ai dus la acești 20 de ani de împliniri mărețe ale DNA-ului, da, așa, mă, nu puteai să spui tu, să zici, bă, băieți, am înțeles că există un dosar, mă, cu cele sutele de milioane de... sute de milioane! Deci aici nu vorbim de Remeș, Caltaboș, Dumnezeu să-l odihnească și alte chestii. Deci avem un dosar cu sute de milioane de euro din bugetul nostru și cu miliarde de euro din bugetul european. Nu ne băgăm la alții, poate au de unde să dea. Mă, dar la noi să nu zică DNA-ul nici miau de 2 ani de zile de când sunt aceste contracte semnate și achizițiile astea făcute. Adică, în momentul de față, văd că e o tăcere teribilă. Robert, dar DNA-ul și, în general, justiția din România nu mai zice decât miau cam pe toate dosarele și cam pe toate temele. Eu n-am mai văzut în ultimii ani dosare importante deschise de această instituție. Au făcut instituție. Unifarmul, mă rog, să zicem că... Păi și ce s-a ales de el? Avem ceva... Au primit judecată, vedem ce s-a întâmplat, cât de bun a fost rechizitor. Păi da, dar acolo la Unifarm sunt niște iepurași, adică... Băieții aia n-au acționat de capul lor, da, că evident, acolo era evident, structură evident. Militarizată cu epoleți din anumite zone. Pentru că era securitatea națională, adică în joc, asta cu medicamentele. Deci de-aia vreau, așa, avem altă speță. Am văzut că domnul Iohannis are zile grele, ca să spunem așa, și de asta trebuie să discutăm. Așa mi se pare. Nu, da? Nu-s de acord cu tine. Nu? Mi se pare... Eu merg cu Robert la asta și cred că știu ce vrea să zic, dar am și eu de adăugat ceva. Mie mi se pare domnul președinte un om foarte relaxat și care nu are în general niciun stres, nu pare că l-afectează. Nu știu ce zici, Robert. Două chestiuni pe care aș vrea să le discutăm neapărat. Deci, doi dintre favoriții președintului, și când spun asta, o spun fără doză de ironie. Dar fiecare președinte are câte 1, 2, 3 favoriți în guvern, în general. Da? Da. Primul favorit e domnul Ciuc. Da? Corect. Este favoritul președintelui. Că... Cel mai favorit, ca exact, să facem o licență. L-a luat de mic, de când era un tânăr pensionar, ca să spunem așa, l-a crescut pe lângă Palatul Cotroceni și a zis, într-o zi vei deveni prim-ministru. L-a luat copil de trupă, practic. Ceea ce nu știe, politică. Exact. Copil de trupă politică. Da, în trupa lui politic.
Și la un moment dat s-a întâmplat acest accident de parcurs, că altfel nu putem să-i spunem, cu plagiatul. Și eu vreau să urmărim declarația domnului Iohannis, pe care o spunea adevărat în 2014, în legătură cu ăștia, cu plagiatul lui Ponta. Să bătea cu domnul Ponta la președinție. Da, să bătea cu domnul Ponta la președinție. Iar al doilea favorit al domnului Iohannis este domnul Câmpeanu, care are și domnia sa acum o problemă cu, ce să vezi, plagiatul. Da? Și atunci întrebarea, de-aia zic că domnul Iohannis are zile grele, că te ajung în urmă declarațiile din campanie. Ia să-l vedem pe domnul președinte Klaus Iohannis ce zicea de unul care e prins cu plagiatul în sac, ca să zicem așa. Primiți. Dacă cineva care își scrie lucrarea de doctorat copiază, mi se pare o problemă proporțional mai mare și se numește plagiat. Oriunde în lume, cineva care este prins, cineva dintre politicieni, care este prins că a copiat și numai trei rânduri și a plagiat, este obligat, prin clasa politică, să se retragă din politică. La noi, unul dintre aceștia dorește să fie președintele României. Aoleu, păi stați puțin, că și domnul Ciucă ne-a spus, domnul Ionuț Stroie, purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal, că este varianta cea mai bună pentru liberali, pentru președinție. Da. Ba chiar că va duce PNL-ul la peste 30%. Păi ce ne facem, ca să zicem așa? Păi se retrage din politica la Cotroceni. Sau încearcă să se retragă din politica la Cotroceni. Mă muzeați că nu-i de glumă acum. Vorbesc foarte serios. Dar scuză-mă, ai văzut ce s-a ales din România Educată? După ce vezi chestia asta, deci, banalizarea acestui subiect, din păcate, e condamnabilă, dar te lasă până la urmă cu armele jos. Că n-ai ce să faci. Plagiat? Mai discută cineva în afară de Emilia Șercan și câteva site-uri despre plagiate? După ce guvernul a omenit presa cu ce a omenit-o? Și mai discută ceva? E o presiune în afară de tine? Stai, că eu aș vrea, cu tot respectul pentru Emilia Șercan, să aduc aminte un fapt, sigur, de o banalitate înfiorătoare, mai ales acum, în zilele noastre, da? Dezbaterea despre plagiate a pornit în această emisiune sub semnul întrebării în anul 2012. După articolul din Nature. Înainte de apariția în dimineața aia articolului din Nature, da? Deci două au fost România Liberă, condusă de Dan Torturică, emisiunea sub semnul întrebării, care au dezvăluit la acel moment plagiatul domnului Victor Ponta. Sigur, o să spuneți, păi da. Deci așa s-a pornit. Așa se scrie istoria. Eu nu pot să vin acum și când vine vorba de plagiatul lui Ciucă sau de plagiatul lui Câmpeanu sau de plagiatul altuia care va mai veni, să mă facă, mă uit în stânga, mă uit în dreapta. Și pentru că există, nu știu, contracte cu partide sau chestia asta, nu discutăm această chestiune cu plagiat. Pentru că nu e de râs, fraților, vreau să spun... Asta e o țară, sper că încă nu trăim într-o caricatură. Plagiatul domnului Câmpeanu este cea mai mare rușine care se putea întâmpla educației din România în 30 de ani. Cea mai mare rușine! Nu, acum serios, nu vreau să rostesc cuvinte mari. Ai văzut un protest pe unde... Asta e o altă discuție, din interiorul sistemului. L-am văzut pe Cristian Preda, pe profesorul Cristian Preda de la științe politice, care a spus că intră în grevă japonez. Bun, e o formă de protest. Am mai citit un articol pe Republica.ro al unui profesor care îndeamnă tot așa, are un hashtag boicot, nu știu ce. Da, sincer vorbim. Dar nu, sistemul nu reacționează, într-adevăr. Să ne spună domnul consultant aici de față. Stai așa, George, mai provoacă emoție, fior în societatea românească, nu la nivel de elite, de nu știu ce, am înțeles că a ieșit domnul Liceanu, acum mai că e o rușine, povestea asta cu plagiatul, am înțeles. Dar eu spun așa, la momentul la care am dezvăluit plagiatul lui Ponta, care erau trei la număr la momentul respectiv, a fost bombă nucleară. Da, s-a zis, stai puțin. Robert, știu că aștept răspuns de la mine, dar o să te dezamăgesc. Dezamăgește-mă. Da, în continuare, lucrurile acestea contează. Da? Și contează mai ales pentru electoratul care în general votează, să spunem, partidele anti-PSD. Partidul Național Liberal, USR și așa mai departe. Mai educat, mai bine plătit. Astăzi, un subiect
ajunge la oameni, fie că este sau nu în emisiunea domnului Gâdea. Ajunge la oameni, fie că este sau nu în emisiunea domnului Ciutacu. În momentul de față, sunt oameni care au o postare pe Facebook, care ajunge la, în România. Iar acea postare, acel mesaj, ajunge la un număr suficient de mare încât să bată ratingul unei televiziuni de știri în prime time. Sunt astfel de personaje. Dacă le adunăm, sau dacă adunăm ratingul tuturor acestor oameni, vom vedea că bat cea mai tare televiziune de știri din România. Eu îți spun o chestie. Tu ai lansat acea nucleară, cum am spus mai devreme, în 2012. Da. Ea a avut efect la alegerile prezidențiale din 2014. Da. Dovadă că chiar în acest studio, că ai pe undeva, da? Pe unde suntem acum, domnul Iohannis spunea, nu votați cu plagiatorul de Ponta. E o chestiune foarte tricky în momentul de față în ceea ce privește pe domnul Câmpeanu. Pentru că domnul Câmpeanu, încă de când a fost lansat în politică de domnul Dan Voiculescu, nu a candidat niciodată uninominal pentru o funcție politică. El a fost de fiecare dată numit sau ascuns în spatele unei liste. Aici nu este problema domnului Câmpeanu. Problema în momentul de față este la Klaus Iohannis și la Partidul Național Liberal. Pentru că, pe de-o parte, Klaus Iohannis are, ce spunea mai devreme Silviu foarte corect, are proiectul România Educată. Costa a intrat în mandat cu, despre asta ne-a spus, în ultimii 8 ani de zile. Din punctul meu de vedere, nu e foarte în regulă pentru președinte ca proiectul România Educată să fie implementat de un ministru asupra căruia planează aceste acuzații. Dar dacă el face o mutare în acest moment și îi spune lui Câmpeanu, domne, e sulfuroasă treaba, trebuie să demisionezi. Ajunge la ciucă. Poate. Ajunge la ciucă. Da. Deci îți dai seama, e principiul dominoului. N-ai cum să-i spui lui Câmpeanu să plece din funcția de ministru al educației pentru că a plagiat. Corect. Și să, restul să-i spui că ciucă-l ține mâncă pentru că, nu știu, încă nu s-a analizat teza. PNL-ul, George, i-a luat chiar apărarea. Îmi cer scuze, dar l-am văzut pe domnul Stroie spunând că nu e, domne, plagiat la domnul Câmpeanu. Stroie fiind un mare specialist în el. Că este... era un material pe care îl primesc toți cei care fac lucrări de... Dom'le, ăla era un curs. Era un curs universitar, așa cum scrie Emilia Șercan. Ce material? A luat și a șters numele autorilor și s-a trecut pe el. Adică, nu știu, s-ar putea să nu mai avem instituții în România care să stabilească unde e dreptatea și adevărul. Dar ne putem da și noi seama. Eu vreau să înțeleg un lucru. Ponta, în momentul în care căuta la momentul ăla în 2012 să vină cu tot soiul de explicații, și avea și el explicațiile lui. Da. Cum că n-a plagiat, cum că el nu plagia, să avea dreptate. A plagiat ăla, de-aia a scris lucrarea. Deci, el avea, dar avea și el explicațiile lui. Toată lumea i-a spus la momentul respectiv flit. Da. Inclusiv eu i-a spus flit, e plagiat. Și am pus partea în care era așa, cu partea el altă. Două chestii, dar le puneai pe ecran aici, vedea toată lumea ce zicea și băsesc cu vocea. Dottore, când ești doctor, dottore, nu știu ce știi. Deci celebră, da? Acum, dintr-o dată, totul devine relativ și se relativizează. Da. Da? Vine Ciucă și zice, e suspendată toată povestea, până nu știu ce. Vine Câmpeanu, zice, erau niște note ale unora, n-aveau ISBN, deci nu se poate spune că am plagiat. Mai mult decât atâta, vin și structurile din justiție care spun, ne ocupăm noi. Aha. Da, parchet, parchetul general. Ne ocupăm noi, domnule, nu e nicio problemă. Și după aia nu mai au de nimeni nimic. Și dacă vrei să-i chestionezi pe 544, zic, e anchetă în curs. Nu putem să vă dăm informații dintr-o anchetă. Da. Asta se întâmplă. Despre asta e vorba. Am spus chestiunea asta la domnul Ciucă, pe mine m-a dezamăgit mai tare, nu faptul că în lucrarea aceea există suspiciuni de plagiat, ci modul în care a reacționat. Pentru că dacă domnul Ciucă venea și spunea, băi, eu sunt militar, mă, eu mi-am povestit aici experiența din Irak, din Afganistan, pe unde am fost eu. Evident, nefiind foarte obișnuit cu normele astea academice, e posibil să fi greșit. Doar că în loc să facă chestiunea asta... Plus că era 2003. Și oprea subiectul în momentul ăla. În momentul ăla nici Robert Turcescu, nici Emilie Șercan, nici lui Silviu Segiu și nici mie, George Rupă, nu ne mai interesa de faptul că domnul premier la un moment dat a avut... Discutam, Nu, mă, dacă îți povestești amintirile față, din Irak și Afganistan, scriu un roman sau niște memorii. Nu scriu o lucrare de doctorat. Această chestiune îi va urma pe acești oameni până în 2014. Până în 2024. Până în 2024, încerc scuze, da. Exact așa cum s-a întâmplat. Și s-ar putea ca domnul Ciucă să nu ajungă totuși la 30%, cum spunea domnul Stroie. Am văzut mai devreme, l-am văzut pe Valeriu Turcan. Stai puțin. Domnul Iohannis,
Vă gândiți dumneavoastră așa la un moment dat, uite, un moment în care, da, contracandidatul domnului Ciucă la președinție, Neimit, cine vreți să fie? Simion, Joana, oricare, da, nu știu, la un moment dat ăsta, da? Joana. Vreau să nu fie unul cu bacul luat la 32 de ani. Da, nu contează. Unul, da, exact, dar o să vină să-i se spună, auziți, domnule, ce zicea domnul Cutare în 2014? Da. Ce cauți matale în cursa pentru președinție, în politică, exact. În general, câtă deci, vreme exact. Ai aceste suspiciuni de plagiat. Adică, se va întâmpla. Când apar astfel de suspiciuni, o retranșezi într-o săptămână și e laie sau bălaie, adică spui, domnule, dați-mi 7 zile, da? Adun toți experții în țara asta, faceți voi o comisie, eu îmi pun lucrarea pe masă, dacă ea decid că e plagiat, am plecat, dacă ea decid că am circumstanțe atenuante, mă mai gândesc dacă rămân și dacă decid că nu e plagiat, rămân în continuare și vă belesc pe toți, da? Inclusiv pe cei care ați îndrăznit să spuneți că am plagiat. Da? Ori, în momentul de față, noi avem un prim-ministru de al cărui picior atârnă această ghiulea, că asta e o ghiulea oriunde s-ar duce la un moment dat, poți să-i strige unul de sală, plagiatorule! Nu, dar și în Europa înțelegi? Contează lucrurile astea. Iar nu? La cârma educației, mie mi-e amic, Sorin Câmpeanu e un om de ispravă din multe puncte de vedere, un tip decent, dar domnul Câmpeanu, 92 de pagini. Nu poți să fii conducătorul unei chestii numite România Educată și să ai de picior această ghiulea a plagiatului. Nu poți să vii să le spui copiilor să fie onești în procesul de educație. Iar domnul Ioanis, dumneavoastră, ca profesor, domne, să... Poți să fac o diferență, Robert? Practic, uite, de față, cauționează de domnul Ciucă. Pentru că la domnul Ciucă, niciunul dintre noi de aici și românii general când se uită, nu văd în el neapărat un academician. Da, el e militar, e orice, dar nu e academician. Adică, și vrei să spun ceva, adică ce a cunoscut pe domnul Ciucă recent, nu că m-a dus la un informal. Atât de tare. Nu, nu, cum se cade, face să face informale, domnul Ciucă? Da, premierul României face informale după cu ziaristul. Ai fost în mod drogat, la trecut. La partid, la PNL. Bă, pe mine nu m-a invitat la informală, mă. Sunt invidios. Rezolvăm, în momentul de fapt. Fac și eu ca... Era toată lumea bună acolo. Era Bogdan Chireac. De lumea bună. Era Bogdan Chireac, lasă-mă să termin. Păi da, ce stătea în față. Am înțeles, domnul Ciucă, domnule, am înțeles, domnule, nu invitați de ăștia care fac emisiuni în prime time. Cu plagiat. Da, și care ar putea să zică... Ai terminat, la... Silviu, paranteza? Că da, vreau să închei asta. Deci, la domnul Ciucă, nu e nicio emoție faptul că a plagiat. Nobody gives a... Okay. Da? Absolut nicio emoție. Însă, în ceea ce îl privește pe ministrul educației, Doamne ferește, Doamne ferește. Păi, da, despre asta e vorba. Doamne ferește. Dar așa cum spunea Robert, nu poți să îi dai vântul unuia pentru că pică toate piesele de domnul. Păi da, dar dacă domnul Ciucă ar fi reacționat mult mai uman, eu sunt sigur că a avut niște consilieri care l-au dus pe un drum greșit. Dacă ar fi reacționat uman, în teorie, în momentul în care ai o criză, cred că Robert, și tu puteți să confirmați asta, ultimul lucru pe care trebuie să-l faci este să păstrezi vie criza aia, problema aia, cât mai mult timp. În așa fel încât până și ultimul copil de 3 ani de la țară să audă de ea. Da. Soluția cea mai bună este să o detonezi instant. Prin absolut orice mijloace, dacă ești pus în situația aia. Mă, dar eu vreau... În loc să detoneze criza, da? Domnul premier a făcut tot posibilul pentru a o păstra pe agendă până în 2024. De ce eu nu înțeleg? Nu înțeleg decizia asta. Eu mă uit cu jind, mărturisesc, la felul în care a arătat campania electorală la italieni, că nu e vorba numai de Giorgia Meloni, mai sunt și alți candidați care, bă, aveau discurs, a fost o campanie vie, a fost cu meeting-uri, cu tot ce... Bun. Mă, oameni buni, vreau să văd și eu niște politicieni din România, că îi cheamă Ciucă, Câmpeanu, când au o problemă, ai o problemă, o ataci frontal, bărbătește, nu te ascunzi. Ciucă nu iese la niciun interviu, nu se duce pe nicăieri unde să fie, în afară de Radio România Actualități și de dăstea unde primește servitele și unde crește... Și că a dat un interviu, domnul Ciucă, chiar astăzi se difuzează. Da, unde? La Antena 3. Ah, mă rog, ok, bun. Cu antrenament mult, adică probabil că i-au scris... seturile de întrebări și domnul Ciucă CNN, are... CNN de România. Ok, e în regulă, nu mă interesează. Da, poate să fie și, da, noi o să facem... Ne aducem aminte de 2012 noi ce, o să facem, cum arăta CNN-ul? O să facem Fox News aici. Da. Da, pe asta e ideea bună. Da. Nu era deloc. Ideea este însă, domnule, undeva unde poți să lămurești chestiunea asta foarte clar din punctul tău de vedere. Dar lămurește-o. Vino, nu știu ce, explică, ce ai avut în minte, de ce ai vrut să te faci doctor, ce trebuia lui Ciucă să fie doctor, pe bune.
Deci, asta e. O fi avut nevoie să-și mai ia o gradație, nu, să știu, fie general, înțeleg. Să-și mai ia o stea. Câmpeanu la fel. De ce trebuie să fugă de subiectul ăsta? Păi nu, dar Câmpeanu e rector, e... Da. Da. Așa este, domnule, pe urmă. Câmpeanu se face de toată bafta. Câmpeanu și-a construit cariera. Fac o conferință de presă, dacă eram în locul ăștia, și spuneam cu cartea pe masă, cu explicații necesare, cu toți ziariști, cei mai nenorociți ziariști din România. Da? Ăia cei mai răi îi invit. Sau, mă rog, las la liber. Să vină oricine, sindicate din învățământ, contestatarii mei principali, să fie în sală. George Simion îi dau în primul rând. Da, dacă ai luat 95 de pagini, mai faci asta? Dacă și știi că ai luat? Păi da, dacă ai într-adevăr tăria să spui că nu a fost un plagiat și ai argumentele să arăți că n-a fost un plagiat. Păi că poate nu le are. Păi dacă nu le-ai, pleacă acasă, bă băiete. Deci asta dacă, nu ai aceste argumente, te duci acasă. E o diferență. Domnul Ciucă e domnul Ciucă cu sau fără doctorat, adică cariera lui se cunoaște, pe când întreaga carieră a ministrului educației a fost construită inclusiv pe baza acestei lucruri. Da, dar uite, eu nu vreau să iau de bune toate lucrurile pe care le spune Emilia Șercan. Muncește pe povestea ta. Dar poate că într-adevăr s-a înșelat. Dar eu vreau să văd niște miniștri care sunt în situația asta, sau demnitari, oricare ar fi, că îi cheamă azi Câmpeanu și Ciucă, mâine îi va chema, nu știu, poate aflăm că și Joana are un doctorat, depinde, da? Așa? Păi când ai o astfel de problemă, da? Ieși, lămurești-o, dacă nu ai argumente să poți să o lămurești, du-te acasă. Du-te acasă. Asta e scurt. E nu, sau cere scuze, dar dacă publicul acceptă... Asta este, Robert, da, dacă publicul acceptă, acceptă. Da, adică... nu merge că publicul acceptă, nu. Păi de ce din să moment ce domnul Iohannis a stabilit în campania din 2014 sus, da. Și a zis, Borna e aici, cine este sub suspiciunea asta de plagiat și a dovedit plagiator, pleacă acasă, nu mai are ce căuta în politică, da? Iar tu ești într-un partid care e girat de duhul domnului Iohannis de la Cotroceni, Partidul Național Liberal, tu ești prim-ministru care e pus de munța domnului Iohannis în fruntea guvernului și te-ai girat domnul Iohannis, te uiți în urmă, zice, a zis președintele, asta mă duc acasă. Ne întoarcem imediat după publicitate, când ne uităm puțin la ce s-a întâmplat astăzi în Comisia de Muncă, un scandal, o nebunie întreagă, dar miza nu e cu scandalul în sine. O să aflăm și ce e cu scandalul. Însă e legată de această majorare fabuloasă a salariilor aleșilor locali, care de fapt, o să vedem, s-au dus la liberal și la PSD și l-au spus, nu ne măriți salariile? În 2024 o să vedem cine ține steagul electoral sus, dacă nu ne măriți acum salariile. Și ăștia de la Parlament s-au executat. Ne întoarcem rapid. Da? Vă gândiți că abia începe. Pentru că pe măsură ce ne apropiem de perioada electorală, scenele din categoria asta, pe care de altfel a crescut USR-ul acum niște ani de zile și am văzut la fața locului... Cu pancartele, cu DNA-ul... Ascultă-mă, eram în Parlament la momentul respectiv. A, da, corect. Îi vedeam cum funcționează precum aurul. Da. Deci ce fac astăzi Dan Tănase și cu George Simion în Parlament, da? Când ies din cameră, le închid rola lumina... Îi iau la bastoane pe toți, asta făceau Drulă mai zile, Barna și Zeidler și alții la momentul respectiv. Cred că aurul s-a dus un nivel mai sus, mai spre violență de limbaj și pe alocuri și oricând fizică. Se poate și mai rău. Cred că, nu. O bătaie de aia strașnică ca în Hong Kong, de pildă, sau în prin Asia, a fost aproape sesiunea trecută, am fost aproape în Parlament. Nu că mi-aș dori așa ceva, doamne ferește, dar că există exemple de situații mult mai drastice. Dacă vine vorba de PSD și de aur, eu chiar îi încurajez, adică... Dar să fie la ei, adică... Dar, pe de altă parte, avem această situație, ei nu exploatează norma aceasta. O exploatează pentru că știu că ei câștigă... Acum, e un subiect... Cum era la comentariile sportive? E o pâine de mâncat. Ia uite cine să bate pentru salariile noastre. Două chestii am să zic. Băieții ăștia de la AUR, când a fost vorba de votul din Senat, și-au votat mărirea salariilor. Ale parlamentarilor. În momentul în care au ajuns în Camera Deputaților și se cresc salariile bugetarilor de lux, cam așa ar fi, mai puțin a parlamentarilor, ăștia de la AUR au zis, bă, știi ce? A, suntem împotriva acum. Păi, mă,
nu prea merge. Nu merge. Adică... Dar stai puțin, dincolo de asta. Și e valabil și la celelalte partide, okay. Să nu ne... Dar ce a apucat pe ăștia cu majorile de salarii la primari? Pot să citesc din Pufi? Din Pufi? Da. Pufi e unul dintre băieții de aici, așa, care stau în studio și care fac ca emisiunea asta să existe. Sunt mai importanți decât tine, în principiu, și decât noi. Bineînțeles, da. Pufi mi-a zis la intrare, înainte de emisiunea asta, cu el, când n-am fumat o țigară și îmi zice, băi... Foarte rău că fumezi. Oamenii ăștia ne zic, 19 grade, alea. Aha. Vine criza, facturi, nu știu ce, și ei își măresc salariile. Păi da. Și... Ce spune omul, e valabil, este perspectiva întregii României. Pentru că toată România stă și se uită la factură și după se uită la televizor și se uită la factură și zice, bă, oare chiar am nebunit? Adică ăștia își cresc salariile în timp ce noi pur și simplu ne facem calculul pe hârtie de la lună la lună. De fraier, cam asta vedem. E concluzia, da. Păi asta e concluzia, serios. Asta e concluzia lui Pufi și cred că întregii României. Bun, dar vin și ne spun acum că au fost înghețate la nivelul 2019 și să vezi ce tragedie. Și în condițiile în care din 2015, că am publicat astăzi pe News, că am scris pe subiectul ăsta, din 2015 până în 2019 au avut o creștere fabuloasă de salarii, că au aplicat noua lege a salarizării unitare a funcționarilor. Și le-au crescut salariile ceva de neimaginat. Da, da? Și acum... Și erau supărați că le-au înghețat în 2009. Astăzi înțeleg că bine, legea se duce la promulgarea Iohannis și Iohannis o va promulga. Dar știi ce se va întâmpla? E suficient ca un singur parlamentar să se ducă la un moment dat la Curtea Constituțională și să spună de ce că a fost exclusă pe nedrept categoria parlamentarilor din această lege și vor câștiga fără drept de apel. Deci unul dacă se duce și ridică această, cred că se numește excepție de neconstituționalitate în povestea, să spună, păi pe noi de ce ne-a scos? Eram cuprinși în legea aia de acolo. Da? A, mi-a scos de motive electorale. Să, zice, unul, că să ne bage curtea la loc și să spună și atunci trebuie să ne cuprindă și pe noi. Și sunt convins că se va întâmpla povestea asta. Da. A fost atmosfera prea încinsă în acest moment, dar poate să vină oricând toată treaba. Dar ce avem noi aici, ca să zicem așa? Da? Adică ce a apucat pe liberal care știau că va ieși prost? Că n-are cum să iasă bine. Când vine vorba de majorare de salarii pentru primari, bugetar de lux și alte chestiuni, categorie asta, nu are cum să iasă bine. Și chiar și pe pesediști. Ei care au venit și zic, plâng de mila pensionarilor, că nu se măresc pensiile, plâng de mila lor care trebuie să primească niște ajutoare, să le dăm un voucher. Sunt două motive aici. Pe de-o parte e modul în care este organizată politica în România, care este organizată într-o mare, foarte mare măsură în jurul primarilor. Primarii sunt responsabili la alegeri cu adusul oamenilor la vot. Și doi, este o problemă legată de ce vorbeam în prima oră, în prima parte. În momentul în care forța de atracție a leadership-ului partidelor la nivel central este la cele mai scăzute cote din istorie, în istoria democrației românești, evident că te bazezi pe cei oameni din teritoriu. Pentru că dacă tu aveai la centru pe Ronald Reagan, nu mai trebuia să-ți vină primarul de la Tecuci să-ți aducă oamenii la vot. Pentru că oamenii din Tecuș, din Brăila, din Galați, de Noradea, veneau să-l voteze pe Ronald Reagan. Dar în momentul în care tu nu l-ai pe Ronald Reagan aici, te bazezi pe oamenii ăia de acolo. Astfel încât oamenii ăștia, în momentul în care pun presiune pe leadership-ul partidelor, leadership-ul partidelor se execută. Da. Bun, hai să împingem un pic lucrurile mai sus, ca să zicem așa, la noi. Oricum, mai toate... sus de Reagan nu se poate. Nu, toate aceste, eu țin să spun ca... Cum să spun, de la distanță, așa trebuie să vă spun. Bă, băieți, o să vă coste. Electoral vorbind în acest moment, și pe PSD și pe PNL, toate lucrurile astea vă costă. Și se vor aduna, se vor tot aduna, da? Se vor aduna la un moment dat și vă costă. Electoral. Tot ceea ce faceți în momentul de față, cu plagiatul pe care vă faceți că nu există și întoarceți capul, cu majorările de salarii pentru primar, că ea vă șantajează și știm bine că dacă fără primar nu există campanie electorală. Dacă n-ai primarul care să se întrebuințeze în timpul campaniei electorale, nu e nimic. Praful de pe tobă, ca să zicem așa. Dar toate astea va trebui să le decontați. Ne mai pun la socoteală faptul că facturi, că vaccinuri și așa mai departe. Bun. Spuneam că avem o informație care este foarte, foarte importantă. E vorba de sabotajul, cum îl numesc danezii și rușii, în legătură cu conducta Nord Stream. S-a spart. E spart. Și nu e vorba de fisuri. Mai întâi s-a vorbit de fisuri. Da?
Este vorba de, așa spun cei de la agenția, de, nu știu, ceva de mediu din Danemarca, deci nu rușii, spun că este vorba de adevărate găuri în aceste conducte. Urmărim un scurt material, are și niște imagini spectaculoase cu ce se întâmplă acolo și vedem pentru cine este atât de importantă această conductă. Nu e niciun secret. Pentru nemți. Era foarte important. Ne întoarcem după ce privim material. Scurgerile s-au produs la conductele Nord Stream 1 și 2 în zona de nord-est și sud-est a insulei Bornholm, unde armata daneză a surprins imagini cu gazele la suprafața Mării Baltice. Cea mai mare scurgere are un diametru de peste un kilometru. Centrul de seismologie din Suedia susține că a înregistrat explozii subacvatice în zonele unde conductele au fost afectate. Forțele maritime din Danemarca au emis o avertizare de călătorie pe o rază de 9 km, iar aeronavele trebuie să zboare la cel puțin 1000 de metri altitudine. Măsurile vin în contextul în care gazul natural poate produce explozii. Calitatea apei este monitorizată în zonă. Kremlinul nu a întârziat cu reacția. Purtătorul de cuvânt, Dmitri Peskov, s-a arătat foarte îngrijorat de situație și a spus că nu exclude nicio pistă, inclusiv cea a sabotajului. Autoritățile din statele europene au fost însă mai rezervate cu privire la declarații. Acestea vor stabili cauzele care au dus la scurgere, dar asta abia după ce specialiștii vor investiga la fața locului. Scurgerile au avut loc cu numai câteva ore înainte de ceremonia de inaugurare a conductei Baltice, rută care va asigura transportul gazelor din Norvegia către Danemarca și Polonia. Unii zic așa, păi da, oricum nu mai erau gaze pe acolo. Păi da, dar bieții nemți, priviți această hartă, ca să înțelegeți ce e cu conducta asta Nord Stream, ei sperau că poate la un moment dat să duce naibii războiul, moare Putin, învinge Ucraina, slava Ucraina și la un moment dat ar fi zis, ei ziceau, domne, uite, vedeți, sunt două, una lângă alta, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Bun, și ar fi putut să spună, domnule, uite, vedeți, plecă din Rusia și se oprește în Germania. Da? Acolo. Da. Adică, din momentul ăsta, nemții oftează adânc și zic, gata, s-a terminat. Nemții zic, băi, ce dreptate avea Donald. Ce dreptate avea Donald când ne zicea acum 4 ani. Când ne zicea acum 4 ani, atenție că sunteți dependenți de gazul rusesc. Da. Atenție că finanțați mașina de război a Rusiei. Adică iarna asta este clar că nemții nu mai văd moleculă de gaz de la ruși. Dacă nu, nu mai e. Nu mai e. Dacă vor gaz, s-ar putea să le dăm noi? Păi nici noi nu prea avem așa să le dăm. Păi da, dar solidaritatea europeană, George. Nu, solidaritatea asta europeană nu prea funcționează. Niște adică butelii. O să le facem că le dăm ceva, dar nu o să le dăm, că n-avem de unde. Dar crezi că polonezii le vor da, că ei iau acum? Tocmai și-au făcut această nouă conductă. Polonezii tocmai și-au făcut o conductă prin care aduc gaz din Norvegia, prin apele teritoriale ale Danemarcii. Dar eu vreau să-l văd pe Scholz mergând cu căciula în mână la Varșovia și spunând vrei să vorbim de politicieni inteligenți? Am pus astăzi pe Facebook știrea asta și îmi lasă cineva un comentariu și îmi zice, bă, dar cine s-ar fi gândit acum câțiva ani că vom ajunge în situația asta cu rușii? Și zic, și am zis polonezii în 2001... Deci în 2001, acum 21 de ani, atunci când au început construcția acestei conducte, apropo, care a fost blocată de Tusk, că lui Tusk îi plăcea cu rușii, apropo, că Tusk are o imagine foarte bună în România, printre pinguinii de la București. Da. Era, l-au adus la Ateneu, l-au pachetat. Ne-a zis cu Duca, dar cu mânușile de la Sevilla și s-au... Toată lumea a căzut pe spate de emoții. De asta zic, hai să alegem și noi politicieni cât mai inteligență și acum e bine în viață să ne înconjurăm de oameni inteligenți. Puteam să avem și noi, că aveam gaze de șist, dar au bătut unii cu petul în asfalt, astăzi aveam gaze să dăm tuturor, inclusiv nemților. Puteam să le dăm, înțelegi? O să zic că Liviu Mihaiu, că faci mișto de ele. Nu mă interesează. Deci, ne-a spus-o eu, Turcescu. George Friedman ne atrăgea atenția de la momentul în care au apărut protestele spontane de la Pungești. Ce bine ar fi să vedem acum cine erau cei care dădeau cu petul în asfalt. Da? Nu cumva erau stipendiați de ruși? Sau, da? Unii adică erau idioți utili, alții erau putiniști veniți de la Chișinău, ca să știe limba română. Dacă aveam noi astăzi gazele de șist și nu le aduceam din America, ci le aduceam de la București, și mai aveam și Marea Neagră, dacă nu erau Dragnea și prietenul lui, mă rog, mereu îmi scapă numele. Vâlcov? Nu, celebrul domn care în Parlament era specialistul numărul 1 în materie de... Iulian Iancu, exact. Păi a fost reactivat acum. Păi a fost reactivat, bineînțeles, pentru servicii aduse patriei, în sensul în care a blocat toată exploatarea. Patriei lui Putin. Patriei lui, nu știu, a cui. Dar ideea este că suntem în această situație. Deci există și oameni deștepți în lumea asta care lucrează. Cert este că în acest moment
Germania, dacă mai spera la un moment dat să mai ia gaze de la ruși... O să-și ia Germania gaze din Austria, care e un hub european important, dar acolo sunt toate gazele. Sunt și gazele din Azerbaijan, sunt și gazele... O să fie și gazele din Marea Neagră. Da, mă, dar prețul... Numai ăla cu care îl dădea... Numai ăla, numai. Schroeder. Acum ești pe piața liberă. Da. Una era să-i lai pe Schroeder la Gazprom și să vorbească Schroeder cu cancelarul oricare ar fi el. În Austria sunt chiar intermediarii Gazprom care ridică prețul pentru țările neprietene. Atunci când ne dădeau lecții despre economie nemții și strâmbau de nas în legătură cu puturoșii ăștia de aici din Est, nu? De fapt, economia lor duduia pe niște prețuri de dumping de la gazul rusesc. Da. Eu remarc doar că acest accident are, nu sunt conspiraționist, nici antivaccinist, dar doar că are acest accident loc cu puțin timp înainte de inaugurarea acestui de-al doilea de tronson, Nord Stream. Atât. Vreau să zic, da. Bine, și să mai întâmplă, na, ce să faci afară? Sunt cinic acum, dar dacă e o țară care în Europa care și-o merită, este Germania. Da. Pentru că Germania, după ce a bătut palma cu Rusia, nu și-a văzut doar de bucățica ei, ci a exportat, a exportat la nivel european politica dezastroasă, Green Deal în primul rând, închiderea centralelor nucleare, eliminarea gazului din alte surse decât cel rusesc, ceea ce a dus la o scădere a competitivității economiei europene și iată astăzi la o situație pe care o vedem cu toții la televizor. Niște facturi uriașe. De-aia zic, nemții și-o merită. Mulțumesc, domnilor, pentru participarea în emisiunea de astăzi. Dar poți să decuplești și să pleci. Ai fost bună. Și să ne tăguiești și până dacă se poate. Să văd. O noapte liniștită tuturor. Ne vedem mâine, orele 12, în podcastul EBZ Capital, de pe canalul de YouTube EBZ Capital și, evident, de la orele 21, într-o nouă ediție a emisiunii sub semnul întrebării. Avem o ediție tare mâine. Vine, dar nu vă spun cine. Ne întâlnim la 21 și vedeți despre ce este vorba. Toate bune!